Mulțumesc, sper că vine mai puțin de o oră, că data trecută am așteptat o oră. Ok. Tamanul trecut o mașină de patrulare pe alături, dar nu s-a oprit. Mulțumesc, o zi bună. Număr de urgență, la ora 22 minute. Să vedem în cât timp vine. Femeia continuă să cerșească, probabil cu același copil al ei, dacă nu cumva au împrumutat copiii din sat. Și nu se găsește act de cojoc. Înseamnă că cuiva îi convine chestia asta. Sau câștigă și ei din businessul ăsta și îi țin creșa. Sau nu au cum să o amendeze, că nu are niciun fel de venituri. Dar ceva statul trebuie să facă, nu poți să lași copilul ăsta în așa hal, în stradă, în februarie, cât o fi 5 grade afară. Spuneți, vă rog. Bună ziua. Partea cealaltă, nu-mi patrulează nimic, stă o femeie cu copil în brață și cerșește. Pentru noi sunteți din alt sector, nu? Păi, eu stau de aici și mă uit, mă conving. Copilul cel îl văd în fiecare... Da, posibil la mine din într-un limbus aici, dar știu cum era. Îmi văd în fiecare săptămână și o denunț la poliție și nimic nu-i faceți. Țineți creșa sau cum se explică? E business bănos, cred că și... O dat Jăzdan, ordine, nu vă atingeți de cerșători, că s-a noștri. Păi e de asta, taman, dar și când e cald, tot e ilegal să cerșești cu copilul în brațe, nu? Păi, credeam că ți-e grijă de copil, dar el... Și mai repede, mai repede. Voi mai repede, mai repede. Eu de câte ori trec pe aici absolut întâmplător, găsesc dezastru ăsta. Seam că deja bățărim 7.000 de polițiști cu salariu fiecare. Îi stau peste drum și admiră peisajul. Poftim, prins în flagrant. Și la kilometru zero aveam polițist. Dar a dormit și nu a văzut când a parcat ăsta ilegal. Fix în locul monumental. De peste drum de primărie. Mir că anul ăsta nu vând ghiocei în stradă, cum se întâmpla în anii trecuți și poliția era absentă, complice. A, nu, poftim. Ia ca și ghiocei. Știți că astea sunt plante rare, protejate de stat? Schimb poliția, îți vă pun o amendă. Eu țin cu dumneavoastră, dumneavoastră... Dar eu nu țin cu dumneavoastră pentru că susțineți braconajul. Ăștia-s ghiocei, din pădure, din Cartea Roșie. M-am înscris pentru matare. Minunat! Dar acum distrugi natura. Numai nu eu. Dar păi dumneata vinzi și-l încurajezi pe acela. Ia că chem poliția și-ți plătește o amendă. A, fii serios. Zău, ia că polițistul e aici și acum îl chem. Acolo, dar am 10 bucățele, e ca este care... Apiacă pentru astea 10 și-ți plătește amendă și-al dată să știi. Nu știi rău. Nu-s rău, stamam bun, apărător al naturii. Cum ăștia pot să facă business fără braconaj? Specii de grâu, culadele, crescute în serie, zambile și ce mai au aici. Dar polițistul ia-l de unde nu e, gata. A intrat în pământ. Du-te șolcat. Când a văzut camera, s-a evaporat. Mama voastră de talhai. A mai venit un gospodar cu cheia bengoasă pe trotuar și unul Volkswagen, tot așa, peste pietoni și poliția Nema.
în centrul capitalei. Un echipaj cu girofar îți duce-n treaba lui. Nu vine la chemarea mea. Sunt alții care patrulează. Mă duc să văd dacă au făcut treaba. Nu-i cerșătoarea cu copil. Ba da, stă în stradă liberă. Da, vă ascult. Eu sunt la fața locului, dar au dispărut cerșătoarele. Am dat-o pe mâna unor polițiști care patrulau pe-n parc și nu știu ce-au făcut cu ea. Întrebați-i pe ei. Dar de ce cu părcalab? Dacă eu l-am zis Pușchion la kebab, kebabos. Da, dar eu cu ce-ți vă ajut? Bine, hai să vorbim. Vine poliția peste jumătate de oră. Operativ? Ce să zic? Ia ca și echipajul. Păi, Tania, zic că ea să mai vină și să mai patruleze pe aici. Da, vedeți, nu o găsiți.